Când deschizi pentru prima dată cutia unei tablete, te aștepți să găsești produsul, cabluri, manuale și mai nou, eventual un încărcător. Dar cum ar fi să găsești și o șurubelniță, șuruburi, bride din metal, plus o bandă dintr-un material ce seamănă cu piele? Hai să vedem ce să facem cu toate acestea după intro. Ia zi, Cosmin, cum rămâne cu mânerul acela de care ziceai la începutul clipului și ce ai făcut cu șurubelnița și șuruburile? Vă prezint o tabletă iHunt Strong Tablet P15000 Pro, fiind denumirea completă. Este una mai specială și pe lângă rezistența la șocuri, praf sau apă cu care ne-a obișnuit compania iHunt, utilizatorul poate atașa o curea de mână. De ce ai atașa o curea de mână unei tablete? Sunt diverse scenarii pe care le putem aplica. Cred că este bună de utilizat într-un depozit sau oriunde în exterior, acolo unde activitatea principală nu permite un control, să spunem, normal. Poate în drumeții sau atunci când chiar nu vrei să o scapi din mână sau îți dorești să o ai întotdeauna la dispoziție. Și lista scenariilor cred că poate continua mult și bine. Avem în față o tabletă cu un display mare și carcasă rezistentă din cauciuc, butoane care par a fi metalice, porturi bine acoperite, o plăcuță metalică atașată în partea din spate, colțuri super ramforsate și un ecran mai bine protejat în comparație cu o tabletă obișnuită. Colțurile carcasei ies ușor în relief și asta ar însemna o protecție mai bună în cazul unui eveniment mai puțin dorit. Un alt atu este dat și de capacitatea de-a dreptul uriaș a bateriei. Avem de-a face cu numai puțin de 15.600 mAh integrați în corpul tabletei, una care nu este foarte groasă. Mai grea față de cele obișnuite, dar este de înțeles în condițiile date. Conectivitatea este aproape completă și mă refer aici la suport pentru cartela SIM 4G, card de memorie, Bluetooth și Wi-Fi. Primim chiar și GPS, rulează un Android 12 fără mari intervenții din partea celor de la iHunt, are 8 GB de RAM, 128 stocare internă, nu lipsește standardul IP68. Procesorul este un Helio P60 cu 8 nuclee, dar ajungem imediat și la performanțe. Până atunci, să admirăm puțin acest display mare, cu o diagonală de 10,1 inch, rezoluție 1280x800 pixeli, multitouch în 10 puncte, avem de-a face cu un IPS cu rata de refresh de 60 de Hz. Panoul poate fi utilizat chiar și cu mânuși și trebuie să știți că atunci când utilizați tableta fără ele, veți constata că amprentele se simt ca la ele acasă. Probabil că nu are un tratament oleofobic aplicat. În rest, toate bune și frumoase. Ecranul are luminozitate cu adevărat mare, nu sunt probleme în exterior, răspunde la atingere așa cum trebuie, de apreciat că suportă 10 atingeri în același timp, unghiurile de vizualizare aproape perfecte, contrast ok, culori plăcute și câteva setări disponibile în meniu. Tema întunecată, control prin gesturi inteligente și alte setări pe care Android 12 le pune la dispoziție în mod standard, mă refer la cele legate de temă sau display. Veți spune probabil că acest Helio P60 nu este chiar un procesor nou, însă, împreună cu o optimizare bună a softului și cu cei 8 GB de memorie RAM, acest chipset chiar oferă tabletei o rulare foarte bună, inclusiv în jocuri sau clipuri video Full HD cu 60 de cadre pe secundă. Duce bine și rezoluții 2K pe YouTube, însă mai apar scăderi din când în când. Aplicațiile uzuale se deschid repede și nu există motive să te enervezi. Fie că navighezi pe YouTube, în browser, rețele de socializare, TV online, mail sau streaming video.
Aș spune că iHunt Strong Tablet P15000 Pro este o tabletă ce se comportă normal și suficient de bine pentru marea majoritate a utilizatorilor. Un Android 12 curat cu Game Mode integrat, Child Mode disponibil, aplicație și funcție de telefon, suita de unelte disponibile pe tablete sau telefoane outdoor și radio FM. iHunt și-a instalat propria aplicație pentru gadgeturile smart ce pot fi controlate prin intermediul unui telefon sau a unei tablete și cam atât în materie de aplicații extra. Ce vedeți pe display sunt instalate de către mine. Desigur, full Google la bord. Meniul de setări este și el aproape standard Android 12 și MediaTek, nu mă opresc mult asupra lui. Dar hai să ne oprim puțin la bateria de 15600 de mAh, cea care a rezistat aproape 24 de ore cu ecranul pornit. Asta s-a întâmplat în testul PC Mark, 23 de ore și 19 minute cu luminozitatea setată la jumătate, testul s-a terminat la 20% și a început la 100%. Deci, o autonomie excelentă pentru o tabletă. Știm că aici nu prea excelează aceste gadgeturi, însă iată că acest model o face. Să vedem și în cât timp se încarcă, nu de alta, dar până la urmă sunt 15600 de mAh sub capotă. Există și difuzoare stereo, dar nu sunt puse numai de formă. Chiar își fac treaba bine de tot, sunt puternice și oferă un sunet plăcut, de apreciat că nu lipsesc deloc sunetele joase. Deci, chiar bine la acest capitol. Probabil că dimensiunile și construcția tabletei au permis integrarea unor difuzoare mai capabile, carcasa comportându-se ca o incintă acustică. Petrolul din postura de jucător liber de contract. Fostul fundaș al Universității Craiova poate debuta chiar sâmbătă seară la meciul cu Farul. Sunt două camere foto de 16 megapixeli, ambele Samsung, una dintre ele fiind cea de selfie. Și chiar dacă tabletele nu excelează la capitole precum foto și video, poți face poze destul de ok, bună pentru conversații în apeluri video sau pentru o captură rapidă la nevoie. Aplicația de cameră este și ea una standard MediaTek, oferind utilizatorului o serie de opțiuni, plus un mod profesional, nocturn, beauty, fundal blurat, sau funcție de scanner pentru coduri. Ca o concluzie, am descoperit o tabletă pe care să nu o lași din mână prea ușor. Rezistentă la apă, șocuri, praf, cu un ecran ce atrage amprente, dar cu luminozitate mare, culori plăcute, protejat și răspuns bun la atingeri, o autonomie ce reușește să o urce sus în topul tabletelor cu acumulatori rezistenți. Și un Helio P60 cu 8 GB RAM, o combinație încă bună și chiar destul de rapidă.